moment. Avem aici harta interactivă, o cunoașteți foarte bine, știți unde aveți creionul, știți și capetele cum sunt. Asta este harta de la serviciile britanice cu atacurile de azi noapte. Cea mai nouă hartă pe care avem. În primul rând, ce se întâmplă pe pământ? Da. În zona de acțiune terestră. Aici avem cea mai importantă acțiune a forțelor terestre. Asta înseamnă că în zona orașului Severodonetsk se duc cele mai grele lupte. Ați văzut că au reușit rușii să câștige aproape 70-80% din teritoriu. Astăzi erau la 50%, contraofensiva forțelor ucraine i-a respins. Am înțeles că acest vestit general Dolnikov a primit ordin ca până pe data de 10 iunie să rezolve problema acestei localități și întregului Lugansk. Așa. A doua parte este această contraofensivă din zona Nicolaev, fără... da? Care înseamnă o ușoară, să zicem, acțiune câștigată din partea forțelor ucrainiene. Nu este ceva de mare amploare, dar sigur că a limitat aici acțiunea. Apoi, ați văzut că deasupra localității Zaporojie, acolo unde sunt centralele, de fapt centrala cea cu mai multe reactoare, da, ca să nu zicem că sunt două centrale în aceași timp, da? S-a executat un foc cu rachete de croaziere calibră și despre acest zbor al acelei rachete de croaziere s-a spus că a fost la o înălțime critică. Ce înseamnă asta, înălțime critică? Nu putem să știm care este aprecierea observatorului ucranian. Dar o înălțime critică pentru o rachetă de croazieră poate să fie, eu știu, de ordinul câtorva metri. Nu cred că a fost așa. Cred că a fost totuși de nivelul poate zecilor de metri sau chiar mai scurt. Puteți spune tare, vă rugăm, că se aude pe post când murmurați, nu, deci măcar să înțelegem tot, sigur. Mi-am dat eu cu părerea că înălțimea minimă, nu, ne uităm discutăm. La aviație, înălțimea minimă de zbor e 500 de metri. Dacă... Racheta de croazieră, în funcție de locul unde ar trebui să ajungă și de traiectorie, poate să aibă o înălțime și mai mică. Deci poate să aibă și o înălțime mai mare și o înălțime mai mică. Depinde cum a fost și aici proiectată, dacă vreți, traiectoria. Înălțime, totuși, critică, după părerea mea, aici nu cred că a fost de ordinul metrilor, ca să putem să spunem că s-a întâmplat ceva. Dar trecând pe deasupra, dar sigur că observatorul spune, domne, e posibil. Credeți că a fost un avertisment? A fost un avertisment, un semnal, o amenințare? Potoliți-vă că putem să o facem în caz de ceva, așa cum se zicea? Cum zicea la televiziunea rusă, că doar nu am inventat noi. Nu cred că în această situație, pentru că ar fi folosit un alt fel de armament, n-ar fi folosit o rachetă de croazieră, care sigur că a trecut cumva pe deasupra, ne dăm seama, dar este țintită această zonă și spuneam că această grupare de nave din cele două mări, grupare și de submarine care sunt dotate cu aceste rachete calibră, până la urmă... Submarinele care săptămâna trecută au fost încărcate cu aceste sigur, rachete calibră. Sunt tot pentru zona Zaporojie și știți că tot am susținut că zona aceasta Zaporojie este vizată pentru că e o zona de energie importantă. Care ar fi, domnule general, care ar fi prima vecinătate a Rusiei care ar putea fi în pericol? Care ar fi afectată radioactiv. Vecinătatea Rusiei? Da. Păi, dacă ținem cont că o parte de aici, din Lugansk și din Donbas, înseamnă de fapt și de drept interesul Rusiei, toată zona aceasta ar fi în câteva ore afectată. Deci nu ar fi posibil o nenorocire ca asta decât dintr-un accident... De aceea am spus că nu cred că se pune problema în niciun caz o intenție. Nu. Mai ales că un atac asupra unei centrale nucleare este... cu totul imprevizibil ca și urmări. Nu este ca un atac cu o armă nucleară tactică. E cu totul altceva. Cu o armă nucleară tactică înseamnă un atac într-o zonă exact controlat. Da. Cunoști temperatură, umiditate cu și așa mai departe. Limitate. Nu intrăm în detalii, dar găsești niște condiții pe care cumva să le poți controla. Pentru că va veni au fost aceste atacuri în această dimineață în zona Kievului. Ați văzut că au fost mai multe rachete de croazieră care au ajuns aici și care au avut, mai ales în partea de sud a Kievului, au avut un efect destul de, haideți să zicem, important. De ce credeți că a atacat din nou Kievul? Acolo au găsit, probabil, prin sursele de informare, acele depozite unde au putut să apară unele arme, unele
sisteme mi-a zis, mai grele, mi-a zis că următoarele, tancuri și așa mai departe. Că următoarele ținte ale lui Putin, că a spus că am putea lovi și alte obiective, lista nu ar fi puține pe listă. Nu. Dacă ne puteți spune câteva dintre ele și care ar fi cele mai scenariul cel mai periculos pentru noi, pentru România. În afară de țintele strict militare, da. Mai sunt unele ținte, dacă vreți să le spunem așa, de ordin energetic. Întotdeauna noi luăm în calcul din punct de vedere militar și astfel de ținte energetice. Și aici este clar că zona este complet deschisă. Energetic înseamnă energie deci electrică, pe partea... înseamnă combustibil fosil, înseamnă tot ceea ce până la urmă ar putea să scadă forța armată. Să ne lase orașele fără alimentare, cu orice, cum a fost în Mariupol. E suficient curent electric sau ceva de genul ăsta și începe o problemă. Asta odată. Ceva alte, nu știu, eventual vă mai întrebasem de ținte care ar putea fi, sau un plan care ar putea fi periculos și pentru România, dacă vedeți în momentul de față. Dacă se trece la centrele administrative, atunci lucrurile sunt într-adevăr puțin mai complicate. Pentru că ținte administrative vedem că sunt și în zona unde au bombardat de vest, seara. Sigur, puteți să le încercuiți. Deci exact în zona în care suntem aproape de Polonia, dar de și Ungaria, aici, aici e România. Dar, sigur, și de România și nu ne... Ca să nu spunem de Odessa, care Odessa în acest moment, ați văzut că a fost din nou bombardată. Și iară sunt aici o serie întreagă de rezultate. Iar vă întrerup doar atât, pentru că acum mi-am adus aminte, Ivano Franis aici, da. Unde au tras prima rachetă, cum îi spune, Kinjal, da. Cea hipersonică, îmi aduc aminte, este la 60 de kilometri de granița României, cam măsura pe hartă. Da. 60, adică noi ne uităm tot timpul la Polonia, dar este 60 de kilometri. De aceea, probabil că unele centre administrative ar putea în următorul timp să fie luate în vizor. Noi am terminat la hartă. Vă rog, domnilor, dacă aveți o întrebare sau vreți să, pentru domnul general sau ceva de adăugat. Până când ne